Pentru mine începe săptămâna. Astăzi ieri am fost ușor sinistrat. Mă rog că... Bine, eram sinistrat în vârful patului, vă dați seama, că n-ai ce să... Eram cu fotbaliștii mei. Încheiem un weekend frumos. Vreau să-i salut pe toți băieții care au fost la turneul intitulat generic Cupa Unirii la Iași, unul din cele mai puternice turnee de mini-fotbal din țară. Noi am fost cu neața și prietenii acolo, ne-am descurcat binișor, binișor. 6 meciuri cu un singur gol. What? Acum nu știu dacă Răzvanel, portarul nostru, e cel mai bun portar din România. Este. Sau noi băieții de pe fund ne facem foarte bine datoria. A fost un turneu greu, nu știu că sus în Moldova se bagă atâta materiale, așa se spune. A venit oaspeți de la Chișinău, de la Tiraspol o echipă, am jucat cu ei tocmai în sferturi. Foarte tare băieții pe picioare, mă bucur să văd că există atâta dăruire. Sigur, pentru noi care jucăm numai cu mingea la picior și niciodată nu ne apărăm, ci suntem un fel de Barcelona, echipele care joacă mai la ciupeală, cum se zice, și foarte pe fizic, nu ne prea plac, așa că ne cam pun în dificultate cu talpa. Dar am trecut și peste asta. A fost pentru noi un turneu reușit de pregătire. Îi salut pe organizatori. Pe de o parte zic că și-au făcut foarte bine treaba, arbitrii și-au făcut și treaba și ne-au ajutat să ne scoată din semifinale când trebuia. Am avut ca de obicei cel mai bun jucător al turneului, Tomița, al nostru, a luat trofeul pentru treaba asta și judec după faptul că am luat un singur gol în 6 meciuri, adică 240 de minute, că am fost și cam cei mai buni pe apărare. Amalia este la program, bună dimineața! Bună dimineața! În bucătărie, Flavia și Vlăduț, bună dimineața! Dimineața, să știi că te-am simțit lipsa! Da, bună dimineața! Iar eu îți fac o surpriză! Astăzi? Da! Ei, să nu exagerăm! De ce? A, tu chiar îi faci o surpriză! E pe foc! Și colegul și șeful meu, nababul Răzvan Simion! Am noroc! Așa ne-a împărțit Dumnezeu, eu sinistrat... Da. La Râmnicu Sărat, el sinistrat în Mauritius. Asta este diferența, dragii mei. Clasă, socială, burghez. Ai zis-o pe aia de, ți-o zic de fiecare dată când ajungem în Râmnicu Sărat, acolo la stâlpul de... La stâlp, pe cum nu? Da. Până în benzinărie. Până în benzinărie. Le-ai zis? Da. Aia cu stimați. Râmniceni sărați. Da, iată, da, pentru că vedeți multe drăcii la știri, vreau să fiu și un pic... De partea celor care chiar se chinuie acolo. Eu am fost 2 ani la rând între zăpezi acolo și cam știu situația. Înainte să înjurăm la televizor, de 6 ore stăm aici, nu s-a făcut nimic. Așa este. Din când în când e nasol în partea de țară, dar nici nu e cea mai prietenoasă parte de țară. După cum știți, când avem inundații în țară, inundațiile sunt acolo. Când avem viscol și zăpezi în țară, ele se întâmplă acolo. Înainte să dăm cu piatra, eu zic să ne gândim și la 3-4 lucruri pe care noi le vedem de acolo, din interior. 1. Cine pleacă la drum cu 10 litri de benzină pe fundul rezervorului la BMW? Noi, români. Și dacă se poate și cu târla de copii după noi, pe genul, bă, nu știu, bă, să rezolve statul român. E, vă spun așa, noi care mergem de obicei cu șenilata, cu plugul, cu snowmobilul, cu ce apucăm la intervenție, să știți că imediat după plug, din cauza viscolului, în 10 secunde, 20 de secunde, aproape că nu se vede că a trecut plug. Punctul 1. Punctul 2. Cu un domn care e în poliție acolo de 25 de ani, am stat la o cafea pe marginea drumului să întrebăm care e situația. Și mi-a zis, Dani, nu-i lăsăm să meargă pe două rânduri, ci pe o singură bandă și pe mașina de poliție, nu pentru că nu se poate circula, ci pentru că unii zevzeși vor să depășească exact atunci. Adică, ce văd ei în față? O mare albă, nu se vede marginea drumului, sunt 4 benzi și unul din coloană se trezește să dea semnal, flash-uri, mă grăbesc! Am porcul spate. El trece des pe acolo, mai știe drumul. Știu drumul, plus că mașina mea e poate să circule. Da. E, și ultima intervine zăpada în tot lanțul ăsta trofic care ne deranjează, dar setul de zevzeci se pune în fața naturii.
Din păcate asta e. Nu toți sunt așa, adică sunt elemente care dau situația asta. Nu toți cei care au rămas acolo blocați au avut probleme la tăcuți. Blocajul vine din față tot timpul, că tu degeaba ai cea mai tare mașină de off-road, că trebuie să stai la o coadă. Îi salut și pe băieții care muncesc în zona aia să dezăpezească și să știți că nu de fiecare dată când se blochează drumul, se blochează pentru că e unul în șans. Și slavă Domnului că se întâmplă asta. Când e omul în șans și nu se mai poate trece de el, e prea târziu. De multe ori se blochează drumul preventiv. Că e mai bine așa decât să ai bebeluși cine știe pe unde într-o mașină blocată. Minus 15 grade azi dimineața când m-am trezit în București. Hei, hei! Crezut că nu văd bine, îmi piuiau toți senzorii aia. Hai mă, că ați avut noiembrie și decembrie. A stat la tricou pe aici, păi pe fața, da, dar nu-mi găsesc gecili. Că am numai gicuțilii, că dacă am stat la 19 grade în decembrie, am din alea. Și când am ieșit, mi-a înghețat parbrizul meu, după care parbrizul... În oraș se întâmplă aceeași problemă, o trăim în fiecare ianuarie și februarie. Te duci să sapi propriul tău iglu cu lopățica, să ai loc de parcare. Exact după ce ți-ai potrivit mașina, te trimite nevasta până în colț la să cari niște plase. Scoți mașina, lași un Adidas sau o căciulă pe genul, bă! E al meu. Al meu! Te duci, iei ce te-a trimis dânsa să iei și când te întorci, da! Vine să iei lopata, să-i face lui mașina franjuri, dar îți dai seama că nici vina lui nu e și uite așa începe lupta pentru supraviețuire în marile orașe. Eu, când stăteam pe Moinești, în militari, am decis să-mi bag mașinuța care era micuță așa, am săpat în toate felurile și mi-am dat seama că mi se ocupă loc. E, am reușit să sap lângă școală, într-un munte de zăpadă, unde nu ajungea plugul și îmi băgam jumătate de mașină ca în garaj. O jumătate de zi nu mi-a luat nimeni locul pentru că am pus și o pancardă atenție, pericol de avalanșă. Până s-au prins ăia și mi-au luat loc. Nu e corect. Flavia, unde parchezi la tine în cartier? Unde apuc? La următoarea stație, deci nu înțelegi ce se întâmplă în zona aia. Parchezi mașina și mai e metrou până acasă. Exact, pe bune, da. Dar mi-am luat lopată ieri, am fost în obor și mi-am cumpărat lopată și sunt încălzită toată ziua. Astăzi am dat la lopată și ieri și bineînțeles că la fel mi s-a întâmplat și mie. M-am dus, am parcat, m-am dus până la Mega și când m-am întors, locul da, era luat. Dar nu e problema, Balerius, am vecini drăguți. Lopătarus este singură și face loc. Cred că era o sugestie pentru vecinul de la patul de la 5. Nu, că vecinii m-au ajutat, au fost foarte drăguți. Ce simpatici, da. Hai să facem cu horoscopul. Tu ești nevorbit, așa, ai multe cuvinte la tine de dimineață. Ești... Uite că am stat într-o cameră de hotel. Ce crezi că poți face în Iași? Să vorbești. Ești la mall, toată lumea merge la mall. Și? Au două mall-uri. Da. Petreci viața acolo. Și? N-am fost, m-am ținut tare. Te-ai ținut tare.